S-a dat bună ziua și bine ne revedem, Darius. Suntem împreună, iată numai noi doi. Sper să facem o lecție frumoasă. Așa, da. Darius, te rog să încep lecția. Să... Ești la comandă. Da? N-ai temă? Am terminat-o. Ai terminat-o acasă, da? Păi, hai să lucrăm ceva așa, orice, da? Ia să mă uit eu la niște chestii acolo frumușele. Eu dacă găsesc cu transformări, nu știu ce, nu e o treabă așa care să mă frământe. Săptămâna viitoare am teza la matematică. De săptămâna viitoare? Hai să facem niște exerciții, nu? Da. Adică aplicații, spre gândind teza care urmează, bine? Un depozit de fructe și legume. Deci, dintr-un depozit de fructe și legume s-au scos 0,2 din întreaga cantitate. Deci, se scot 0,2 din cantitate. Apoi, o șesime din total existent inițial și, a treia oară 0,06 de calitatea inițială. Deci, în prima fază să scot 0,2 din toată cantitatea, apoi o șesime din toată cantitatea inițială, deci 1 pe 6 a doua zi, o șesime 1 pe 6 din cantitate. Cantitatea de fructe care era în depozit. Iar a treia zi scoatem 0,06 în perioadă din cantitate. Tot așa, din toată cantitatea inițială. Știind că s-au scos în total 520 de kilograme, deci s-au scos 520 kg, știind că s-au scos 520 kg de fructe, să se arată cantitatea ce a fost în depozit și cât s-a scos în fiecare zi. Ce cantitate a fost în depozit și cât s-a scos în fiecare zi. Deci ce cantitate a fost în depozit și cât s-a scos în fiecare zi. Asta ar fi problema pe care o avem. Te rog să ai inițiativă. Și să spui în care tehnica, cum crezi tu că ar trebui să abordăm problema asta? Scădem din 520 pe toate toată cantitatea care s-a scos. Deci din 520, dar ce repete 520? Cantitatea scoasă. În cele 3 zile? Da. În cele 3 zile s-a scos 520 kg. Adică în total s-a scos 520 kg. Din cantitatea X minus 520. Și atunci X minus 520 ce va însemna? Va însemna 0,2 și 1,6 și 0,06 în perioadă, plus ne adunăm. Deci să le adunăm, da? Deci, în prima zi se scot 0,2 din cantitate. Da. Deci, dacă era o cantitate, nu știm noi, cum să o notăm noi cu asta, cantitatea care era în depozit? Cu A, da? Da. Bine. Deci notăm
cu A, cantitatea din depozit. Bun. Am notat cu A. Ce înseamnă 520 de kilograme? Tot cantitatea scoasă. Care scoasă, da? Da? Adică din prima zi? S-a scos 0,2. Și ce înseamnă 0,2? 120 minus 0,2 plus 0,2. 0,2 din cantitate, da? Ce înseamnă 0,2? Cum aș mai putea să scriu pe 0,2? Ca 12. Deci 0,2 egal cu 2 pe 10 și egal cu? Și egal cu 2 pe 10. Adică cât? Ca 0,2. Fracția asta nu este ireductibilă, noi să o ducem să fie, să o facem ireductibilă. Și vine 1 pe 5. Așa. Deci, așa îmi place mie. Deci, în prima zi s-a scos o cincime din cantitate. Cantitatea. Adică din cât? Din tot, din X, din toată cantitatea. Dar nu X, era tot A. O cincime din A. Da. Deci, în prima zi, avem 1 pe 5. Ce înseamnă 1 pe 5 din A? A minus 1 pe 5. Nu. Ce înseamnă o jumătate din 300? O jumătate din 300 este 150. Cât? 150. 150. Adică se mulțește 1 pe 2 cu cine? Se mulțește 1 pe 2 cu 300. Deci a face 0,2 din cantitate înseamnă să mulțim 0,2 cu A. Cum am zis mai devreme, o jumătate din 300 înseamnă 150. A face o cincime din A echivalent cu scrierea 1 pe 5 ori A. 1 pe 5 ori A. Ei, așa trebuie să gândim. Că spune autorul 0,2 din cantitate. Noi pe 0,2 l-am transformat în fracție ordinară. 2 pe 10, adică 1 pe 5. Din A, adică trebuie să mulțim cu A. Da? O cincime din cantitatea aceea, în prima zi. În a doua zi, ce se întâmplă? În a doua zi s-a scos o șesime din cantitate. Adică? Adică 1 pe 6 era. Așa. Deci a doua zi o șesime din A echivalent cu a spune că e vorba de 1 pe 6 ori A. Și noi știm să mulțim două fracții, nu? Numitorul e 1. A ori 1 A. A pe 5 în prima zi și A pe 6 în a doua zi. Deci în prima zi A pe 5, a doua zi A pe 6 în a treia zi. În a treia zi ce spune autorul? Că s-a scos 0,0 perioada 6 din cantitate. Adică? Adică 6 supra... Deci se transformăm deoparte pe 0,06 în perioadă, îl transformăm în fracție ordinară și ar fi... Și ar fi 6 supra 90. 6 supra 90. Avem o singură cifră, un singur 9 și o singură cifră la partea neperiodică, punem un singur 0. Yeah. Lăsăm așa sau mai muncim aici? Dar putem simplifica cu 3. Așa, și atunci vine... Și atunci vine 2 supra 30. 2 supra 30, da? Și mai poate fi simplificat 2 pe 30? Da. Prin cât? Prin 2. Dar hai, condure mai repede, că prea lăim așa. Și face cât? 1 pe 15. Deci, în a treia zi, 1 pe 15
1/15 din A. Adică echivalent, cum ar spune că e vorba de cât? De 1/15 ori A. 1/15 ori A. Ia să vedem dacă mai am dat drumul. Sper că am dat. 1/15 ori A. Asta în cât A? 3-a zi, da? 1/15 ori A. Adică A pe 15. Da. Și acum, ca să vedem câteodată în cele 3 zile, ce facem cu cantitățile astea? Le adunăm pe toate. Toate și trebuie să ne dea cât spune autorul. 520. Deci, prima zi, a doua zi și a treia zi, adică A pe 5, plus A pe 6, plus, hai vorbește tu. Plus A pe 6, plus A pe 15. Egal cu 500. 3A. 520. A. Ai zis 3A, da? Da. Cum de-ai făcut asta? Fiindcă A plus A plus A vine 3. 3A. Așa s-a adunat niște fracții? A, nu. Păi... Cum facem când adunăm două sau de fracții? Le amplificăm toate până la numitorul comun. Deci aflăm numitorul comun. Care e numitorul comun între 5, 6 și 15? 30. Deci numitorul comun este 30. Pe prima amplificăm cu câte? Pe prima amplificăm cu 6. Da. Următoarea cu? Cu 5. Și în sfârșit? Cu 2. Cu 2. Echivalent cu? Echivalent cu? Punem numitorul comun. 30. Și sus avem? 6A. 6A. Plus 5A. Da. Plus 2A. Așa. Egal cu 520. Egal cu 520. Și facem. Dacă și fracția asta ar avea la numitor 30, ar fi excelent. Da. Da, noi putem să zicem supra 1. Și atunci ne închipuim că mulțim și cu 30 sus și jos, da? Și ea devine. Ia să vedem cât devine. Câți de A sunt aici? 13. 13A supra 30 este egal cu? Este egal cu? 520 ori 30 supra 30. Da? Am mulțit cu 30 și sus și jos. Și acum cele două fracții au același numitor? Da. Și ce iese de aici este că? Mereu că 13A poate fi trecut în partea cealaltă. Nu, o să facem înmulțirea. 13A egal cu? 13. Sau lăsăm așa, 552 ori 3 și ori 100. De ce ori 100? 10 ori 10, sunt două... 10 ori 10? 100, da? Sunt da. Două zerouri. Deci 52 ori 3 ori 100. Ia să vedem, s-ar împărți oare prin 13? Egalitatea asta. Adică unul din cei trei factori, unul din cei trei trebuie să împartă prin 13. Care ți se pare că se va împărți prin 13? 3 în niciun caz, da. 100 în niciun. 52. Merge exact prin 13, da. Și rămâne 4, da? Da. Deci împărțim totul prin 13 și o să avem A simplu egal cu 4 ori 3 ori 100. Deci au cantitatea totală e 4 ori 3. Mai vorbește, mă lași. 4 ori 3 ori 100. 12 ori 100 și face 1200, da? 1200 kg. Deci total, în depozit, se află 1200 kg. Ei, acum, haideți să încercăm acum să vedem, să răspundem complet la întrebare. Era vorba ce cantitate a fost în depozit și cât s-a scos în fiecare zi. Păi, facem 1200 minus cantitatea din prima și din toate celelalte zile. Păi, dar din prima câte? Știm din prima? Nu știm. Păi da, și facem 1200 minus 1 pe 6. Păi, 1200 minus 1 șesime este o greșeală. Pentru că o șesime nu e vorba de o șesime din cantitate. Adică din toate 1200 o șesime.
s-a scos. Cum facem o și esime din 1200? Împărțim pe 1 la 6, fiindcă... Păi da, dar ne dă, știi, când împărțim la 6, dar nu o șesime în prima zi, în prima zi o cincime. Da, nu, e 1,02. O cincime, păi, da. O cincime? Da. Și cum facem o cincime din A? Păi n-am zis, A pe 5 facem. A pe 5. Păi, dar, Darius, atenție multă. Ia pe 5, adică A-ul care este 1200 și îl împărțim la 5. Deci în prima zi, avem A pe 5, ceea ce ar fi echivalent cu 1200, că am aflat toate cantitatea, împărțit la 5 și egal mai departe. Și egal cu 5 în 12. De 2 ori. 200 împărțit la 5 și vine 10. 40. 40. 240 kg de fructe s-au scos din depozit în prima zi. În a doua zi, cât s-au scos? În a doua zi s-a scos A pe 6. A pe 6. Da? A pe 6. Adică 1000 A pe 6, ceea ce ar fi echivalent cu 1200 împărțit la 6, 6 în 12 de 2 ori, și pe cele 2 zeruri la da, 200 kg s-au scos în a doua zi. Da? Da. Și a treia zi, ia să vedem a treia zi, ce s-a întâmplat a treia zi? S-a scos A pe 15. A pe 15. Ce înseamnă A pe 15? Înseamnă 1200. La 15. Și că... Ori facem împărțire, ori începem să facem simplificări, dar merge prin 3 deocamdată? Da. Prin 3 simplificăm și asta înseamnă 3 în 12 de 4 și urmează celelalte 20 ori. Și 3 în 15 prin 3 în 15 de 5 ori. Se simplifică printr-o 5. Iar prin 5 și atunci va face 5 în 40 de 8 ori. Iată, 80 kg. Deci la întrebarea, ce cantitate a fost în depozit? Răspunsul, 1200 kg. Cât s-a scos în prima zi? 240, dar în a doua, 200 și în a treia zi, 80 de kg. Aici unde ne-ai percutat tu? Hai să vedem. Hai să fim critici, să învățăm din toată povestea asta. Ce nu ți-a fost clar în fața acestei probleme? Vă zic așa. Zice, dintr-o depozit s-au scos în trei rânduri, în trei zile. Mai întâi 0,2 din cantitate, o șesime din cantitate și 0,0 în perioadă 6 din cantitate. Ce? Și până ne întreabă, ce cantitate a fost în depozit și câte au fost scoase în fiecare zi? N-am știut de unde să pornesc. Deci n-ai înțeles ce înseamnă o 0,2 din cantitate. Adică o cincime din cantitate. Prima observație, asta ar merita să o facem foarte clar, n-ai înțeles ce înseamnă o cincime din cantitate. Adică 1 pe 5 înmulțit cu. Da? Că ți-am dat exemplu. Spune cât înseamnă o doime din 300. Și 150. De fapt, ce ai făcut tu? 150 l-ai împărțit, la 300 l-ai împărțit la 2 și ai zis 150, nu? Da. Deci așa înseamnă o fracție din cantitate înseamnă fracția mulțită cu numărul. Deci o fracție dintr-un număr înseamnă fracția mulțită cu acel număr. Scriem chestia asta. O fracție dintr-un număr înseamnă fracția înmulțită cu acel număr. Deci o fracție dintr-un număr înseamnă fracția înmulțită cu acel număr. Prima chestiune. Apoi a doua care trebuie să o reținem. Ce nu ți-a mai fost clar? Am făcut pe urmă o șesime, că am mers după model, am transformat fracția numărul
decimal, periodic, mix, fracție ordinară și am aplicat ce înseamnă fracția, știam deja. Al doilea moment important. Atunci, la transformările 1 pe 1 spre 5 ori A, am vorbit asta, da. 1 pe 5 ori A înseamnă A pe 5. Da. A pe 6 și A pe 15. Prima zi, a doua și respectiv a treia zi. Ce a mai fost important? Un alt lucru pe care tu nu l-ai sesizat, nu ți-a fost deloc clar. Mai spune autorul, s-au scos în total 520 de kilograme. S-au scos în total 520 de kilograme. Adică? Adică toată cantitatea. Deci trebuia adunat ce s-a scos în prima zi. Adică A pe, A pe 5, ce s-a scos în a doua zi. A pe 6 și în a treia zi. Deci am adunat cele trei cantități care s-au scos în fiecare din zilele respective. Și toată cantitatea, zice, egal cu 520. Deci, doi. Al doilea moment important. Toată cantitatea, toată cantitatea scoasă, înseamnă suma cantităților scoase în fiecare zi. Suma cantităților scoase în fiecare zi. Deci toată cantitatea scoasă înseamnă suma cantităților în fiecare zi. Adică această relație, A pe 5 plus A pe 6, scriu chiar de sub. A pe 5 plus A pe 6 plus A pe 15 egal cu 520. A pe 5 plus A pe 6 plus A pe 15 egal cu 520. Deci este relația pe care, la care ai avut iarăși greutăți. N-ai percutat, n-ai putut să o spui ce înseamnă cantitatea scoasă, suma cantităților respective. Al treilea moment. Tot aici, uite-te aici, că mi amintesc foarte bine care au fost slăbiciunile. Acum, la adunare. Așa? Am zis 3A. Tu îți dai seama ce grav? Foarte grav! Foarte grav! Deci, practic, ai uitat că adun niște fracții. Adunarea fracțiilor se face aducerea la același numitor. Deci notează momentul 3. Nu? Momentul 3 important. Ca slăbiciune, da? Pentru tine. Suma a două sau mai multor fracții, suma a două sau mai multor fracții, se face prin aducerea la același numitor. Suma a două sau mai multor fracții se face prin aducere la același numitor. Nu pute. Așa am învățat la fracții. Așa trebuie făcut. Aducem același numitor, adică cel mai mic multiplu comun al numerilor. 5, 6 și 15. 30 a fost. Apoi, următorul moment. Acolo. La A pe 5 echivalent cu 120. Sigur că da. Ce înseamnă A pe 5 din prima zi? Adică au știut, împărțim la 5 și aflăm cantitatea care s-a scos în prima zi, apoi a doua și apoi a treia. Deci atenție, notează și pasă 4. 4. Cantitățile care s-au scos în fiecare zi. Da? A fost slăbiciunea. Cantitățile care s-au scos în fiecare zi. Adică A pe 5, A pe 6, respectiv A pe 15. Asta trebuia să știi tu să rezolvi. Ia să vedem o altă problemă. Deci să încercăm o altă problemă care zicea, pentru 10 coperți de caiet și 8 coperți de carte, Ioana a plătit 30 de lei și 90 de bani. Deci, pentru 10 coperți
10 coperți de caiet și 8 de carte, Ioan a plătit 30,90 lei. Deci, zice și noi, 10 coperți, 10 coperți carte și 8 coperți caiet. Da, 10 coperți. Deci 10 coperți de caiet, pardon. Caiet. Și 8 coperți carte. A plătit în total suma de 30,90 lei. Pentru 12 coperți de caiet. Deci odată, o altă variantă. Pentru 12 coperți de caiet și 4 coperți de carte și 4 coperți carte, ia George a plătit 24,20. Deci, se dă o sumă de 24,20 lei. Care este prețul unei coperți de carte, dar al unei coperți de sacre, prețul unei coperți de carte, respectiv de caiet. Gândește-te cum formulezi, mai citește problema o dată, asta este. Deci, pentru 10 coperți de caiet și 8 de carte, s-a plătit suma de atât. Pentru 12 coperți de caiet și 4 coperți de carte, se plătește suma de 24,20. Cât costă una, cât costă cealaltă. Cum facem? M-am gândit să împărțim 30,90 la 10 și la 8 pentru prima dată. La 10 și la 8. Adică o dată la 10? Și la 8. Și ce afli tu când e făcut așa? Când ai făcut la 10 și până la 8? Numărul... cât costă o copertă de caiet și o copertă de carte. Crezi că este bun raționamentul ăsta? Nu prea. Dar de ce totuși l-ai pronunțat? Dar de ce nu prea? El în total a plătit pe cele câte bucăți de coperți? 18 coperți. Dar 10 sunt de un fel și 8 de la un fel. Pe total. Deci nu sunt cu același preț. De ce să împărțim la 10? Dacă ar fi fost, dacă ar fi spus așa, pe 10 coperți de caiet dă suma asta, atunci înțelegeam de ce trebuie să împarți toată suma la 10, ca să afli cât costă o copertă. Dar spune că pe 10 coperți de caiet și pe 8, la un loc dă suma asta. Deci nu-i corect să împarți nici la 10, la 8. Este falsă ideea. Adunăm toate coperțile împreună cu... Sunt două necunoscute aici. Prețul unei coperți de caiet este un lucru și prețul celuilalt obiect, adică coperții de
carte este altceva. Prețurile sunt diferite. Care cum n-am putea să le notăm cu ceva? Cu X. Cu X prețul cui? Coperțile. Coperțile de caiet. Da. Și cu Y prețul Y, coperții de carte. Da. Hai să notăm. Deci notăm cu X prețul coperții de caiet și notăm cu Y, să spunem, prețul coperții de carte. Acum. Acum. Știi prețul cărții, știi X. A caietului este X coperții, da? Y e celălalt. Ca să afli pe cât a dat pe 10, dacă tu știi că X este prețul, pe 10 coperți oare cât a dat? Pe 10 coperți a dat... Dacă X e prețul unei coperți... 10X! Deci atunci prima ar fi, prima relație ar fi 10X. De 10 ori. 10 ori. Prețul unei singure coperți, deci 10 ori X. Plus 8 Y. 8 Y. Este prețul dat pe 8 Y egal cu, abia acum, 30,90, da? Cea de-a doua relație. Asta e din prima, da? Din prima. Cea de-a doua relație care o putem. Că același preț dă și George. 12 X. Deci 12 X. Plus 4 Y. Plus 4 Y, da. Egal 24. Virgulă? 20. 20. Facem relațiile. Sunt astea două relații. Am prins. Dacă am avea tot 8 și aici, atunci diferența de preț ar veni de la caiete, da? Dar să fie tot 8. Noi avem mai 4. Nu, ne închipuim că ar fi luat de două ori mai multe coperți de caiet și de două ori mai multe așa și ar fi plătit prețul dublu, nu? Da. Deci dacă ar fi fost 24 de coperți de caiet și 8 de cărți, ar fi dat suma dublă 48 și 40 de bani. Deci, practic, toată relația a doua, din nevoia de a avea aceeași comparație la coperțile de carte, deci din nevoia asta, înmulțim a doua relație cu 2. Peste tot înmulțim cu 2, da? Prima o copiem. Deci vine 10 X plus 8 Y egal cu 30, virgulă, vorbește. 90. Da. Și apoi 24 X. 24 X. Plus 8 Y egal cu 28. Cum cu 28? 48,40. Ce observam? Observăm că prețul cărților, coperților de cărți... Este același. Da. Și totuși e o mare diferență între 30,90 și 48,40. De unde provine diferența asta? De la caiete, la numărul coperților de caiete. Așa, pentru că observăm în a doua variantă cu câte caiete sunt în plus. Cu 14. Deci pe 14 caiete, nu, se observă foarte bine, pe 14 X dă, aici nu avem nimic, este egalitate, dă diferența de cât? De 18, adică scădem
din 48,40 pe 30,90. Deci vine 0, 9 din 14, 5, așa vine? 18,50, da. Nu e adevărat. 18,50. No, păi noi scădem din 5, din cel mai mare, din 48,40, am scăzut pe 30,90. Ia scade, tu să vezi. Că zic, 0, 5, virgulă, 7, 17,50. 17. Te-ai zis 18. Da. Atenție, dar să nu ne jucăm. Deci ochii mari. Deci fapt, ce 17,50. Pe 14 coperți de, pe 14 coperți de caiet de 17,50, atunci pe o singură copertă? Dă 17,50 împărțit la... Deci de aici rezultă că X, prețul coperții de caiet, va fi 17,50 împărțit la 14. Împărțit la 14. Să facem împărțirea asta, deoparte. O dată. Deci 17,50 împărțit la 14, egal o dată, 14. Vezi 3. Adăugăm virgula. Ducem virgula, am ajuns la virgulă, ducem la rezultat. Și zicem 35. Da. 14 în 35. De două ori. Da. 2 ori. 28. Vine 8 din 15, 7 și nimic, coborâm pe 0, 70 în 14 de 5 ori. 5 ori, 5 ori 4, 20, 5 ori 1, 5 cu 2, 7. Da? Da. Nimic. 1 leu și 25. Deci X, deci răspunsul ar fi că X este egal cu 1 leu și 25, da? Lei. 1 leu și 25 de bani. 1,25 lei. Cum aflăm pe Y? Prețul unei coperți de carte. Tot la fel, numai că 8. Noi știm acolo prețul. Da. Îl știm pe X. Vine 1,25 ori 10. Deci ducem și calculez, da? Deci într-una din relații, prin prima. Deci vom avea, fiindcă X-ul e 1,25, avem 10 înmulțit cu 1,25 plus 8Y egal cu 30,90. Echivalent cu? Zicem 12,5. Deci de acolo e echivalent cu 12,5 plus 8Y egal cu 30,90. Echivalent cu? Îl trecem pe 12 în partea cealaltă. Da. Și vine 8Y. 8Y egal cu 30,90. Da. Minus 12. 12,5. 5. Ia vezi că se face. Face 18,40. 18,40 este prețul... Nu. Al 8Y sunt 18,4. 40 sau 4, nu? Da. N-ar mai avea rost în 0, da? 18,4. Atunci prețul unei singure coperți înseamnă ce?
18,4. 18,4 împărțit la? Împărțit la 8. 8. Și egal cu? 18,4 împărțit la 8 egal cu? 2,3 lei. Da? Că 8 în 18 merge de 2 ori 16. Deci 2,3 lei. Este prețul unei coperți de carte. Iată că am aflat prețul unei coperți de caiet și prețul unei coperți de carte. Momente importante. Hai să le notăm. Care au fost momente importante? Notați-le. Momente importante în rezolvare. Momente importante. Tot la fel, n-am știut să pornesc. Sigur că da. Deci n-am intrat în problemă. Era pe deasupra. Ai mers cu marea greșeală să împarți pe 30,90 la 10 la 8. N-avea nicio legătură. Că doar nu au fost numai 10 sau numai 8. Atunci împărțeai la 10 sau la 8. Dar fiindcă în total au plătit și pe cele 10 și pe cele 8, atunci trebuia să faci notația. Notăm cu X prețul unei singure coperți de caiet. Cu Y prețul unei coperți de caiet. Și cum sunt 10, 10X, da? X ori 10 plus 8 ori Y. Pe acestea, X ori 10 plus 8 ori Y, suma lor totală este 30,90. Iată prima relație. A doua relație, după notația făcută în sabă, 12x plus 4y egal cu... Deci notează, primul moment. Momente importante, dar 1. Zi tu, care vă spune momentul? Nu aș știu să pornesc. Deci n-am știut să pornim, pentru că... parcă luasem mai 10 caiete, sau 10... 10 coperți de caiet sau 10 coperți de carte. Da? Adică notația, asta e importantă. Notația făcută. Deci important este notația făcută cu X numărul de coperți de caiet și cu Y numărul de coperți. Asta e la prima chestie. Deci notația făcută X numărul de... La 1, tot la 1 este. Da? X numărul prețul caietului și Y prețul coperții. Aici a fost foarte important. Pornirea de aici n-am venit. Deci n-ai pornit pentru că n-ai avut această știință. N-ai înțeles bine problema. Doi. Al doilea moment foarte important a fost ideea de a înmulți cu doi, să rămână puțin. Da? Da. Am uitat. S-a văzut? Da, eu știu. Da, se vede bine. Vedem. Al doilea moment important, am mulțit cu 2 ca să avem aceleași criterii de comparație. Deci am mulțit cu 2, contează. Momentul 2. Am înmulțit cu 2 a doua relație pentru a avea același număr de ce? Coperți de carte. Și momentul 3. Momentul 3. Am văzut diferența de preț provine la cele 14 la 3. Diferența de preț dintre 30 și 48 provine la cele 14 coperți de... Coperți în plus. Asta, de caiet. Deci s-a văzut. Deci am avut aceeași comparație aici, același număr de coperți de carte și s-a văzut de unde vine prețul. La cele 14. Asta e altă elemente, da? Diferența de coperți de caiet indică și în prețul respectiv. Și diferența de preț.
Darius, am făcut aceste de două probleme, parcă nu, pe care le-am discutat cu foarte multă atenție, am văzut slăbiciunile, merită de acum să avem ochii, să facem ochii mari și să nu mai strecurăm greșeța. Aici metoda comparației a fost importantă. Metoda comparației, da? Da. Ce să spunem aici? Hai să facem sinteza ore. Sinteza ore. Da, sinteza. Dar pe cât este? 59, mai este un minut. Poți să faci așa. Mă așteaptă acum pentru un minut. Păi, dar faci niște lucruri astea care nu sunt tocmai corecte. Așa. Deci, sinteza ore. Cât facem sinteza? Da? Începem. Am avut probleme. La prima ce am avut acolo? Cum a fost? La prima am avut fracția unui număr, da? Probleme. 1. Fracția unui număr. Și a doua problemă a fost metoda comparație. La revedere pe miercuri acum tot, da? Clasa